construcție neautorizată, șantier periculos în curtea spitalului de urgență. Nu știm cine și de ce construiește, dar vedem că este biserică scumpă și cu camere de supraveghere. Muncitori neprotejați, dacă ăștia încalcă legea despre construcții, cum să nu încalce și legea despre protecția muncii și o izolează termic cu vată. Dacă caz acum, mai să fie în plata Domnului, cum s-ar zice, sau ai să ceri despăgubiri de la stat. Statul palmă, barbă în cot. Mafia în sutane și mafia în halate albe. Au pus gheara pe bunurile statului.